găsit la jurnalul Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Trei hoți care au fost filmați chiar în timp ce furau un telefon mobil au fost prinși de oamenii legii. De unde sunt hoții și ce măsură a fost luată împotriva lor, aflați în scurt timp. Trafic de coșmar pe străzile din municipiul Târgu Jiu. Mașinile s-au deplasat cu viteza melcului din cauza aglomerației. De ce s-a întâmplat acest lucru? Urmăriți în câteva minute. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a declarat într-o emisiune de la postul nostru de televiziune că va candida la funcția de primar. Ce a spus președintele executiv al PSD, deputatul Mihai Weber, despre această declarație, vă spunem imediat. Trei hoți care au furat două telefoane mobile au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști. Una dintre fapte a fost chiar filmată de o cameră de supraveghere video. O femeie care își scosese la vânzare telefonul a rămas cu buza umflată după ce hoții i l-au cerut pentru a-l verifica, după care s-au făcut nevăzuți. Cei trei suspecți cu vârste de 19 și 20 de ani sunt din orașul Petrila, județul Hunedoara. Doi dintre aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce fugeau cu un telefon mobil furat. Aceștia s-au dat drept posibil cumpărători, însă după ce proprietarea i l-a dat unuia dintre ei sub pretextul de a fi verificat, au rupt-o la fugă. De asemenea, profitând de neatenția unui minor de 13 ani din municipiul Târgu Jiu, hoții i-au sustras acestuia mobilul în timp ce se afla pe strada Victoriei, cauzând un prejudiciu de 2700 de lei. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj trei tineri de 19 și 20 de ani din orașul Petrila, județul Hunedoara, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt. Aceștia, profitând de neatenția proprietarilor și folosind diferite pretexte, ar fi sustras din posesia două persoane diferite, două telefoane mobile, cauzând un prejudiciu total de peste 5.000 de lei. Urmează ca cei trei tineri să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu pentru a fi dispuse față de aceștia măsuri corespunzătoare. Un autoturism care se deplasa pe șoseaua de centură a municipiului Târgu Jiu a luat foc în mers. Șoferul s-a speriat când a văzut că de sub capota mașinii iese fum și a oprit pe marginea drumului, după care a sunat la 112. Pompierii au sosit în scurt timp și au reușit să stingă incendiul. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. Pompierii au stins rapid incendiul care se manifesta în compartimentul motor al autovehiculului. Cauza probabilă a incendiului o reprezintă un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe șoseaua de centură din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care a localizat și lichidat rapid incendiul care se manifesta în compartimentul motor al autovehiculului. Cauza probabilă a incendiului reprezintă un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. Din fericire, nu au existat victime. Șoferul a ieșit din autoturism în timp util și nu a avut de suferit. Aglomerație infernală pe străzile din Târgu Jiu. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și mini-vacanța i-a determinat pe mulți gorjeni să vină la cumpărături, astfel încât pe străzile orașului s-a circulat cu dificultate. Polițiștii locali, cât și cei de la rutieră, au fost la datorie și au încercat să fluidizeze circulația. Polițiștii locali și cei rutieri au fost prezenți în cele mai aglomerate intersecții și zone ale orașului. Aceștia au făcut cu greu față numărului mare de mașini. Având în vedere că se apropie mini-vacanța angajaților din sectorul bugetar, străzile municipiului Târgu Jiu vor deveni aglomerate. Din acest motiv, echipajele Serviciului Circulație Rutieră din cadrul Poliției Locale a municipiului Târgu Jiu vor fi prezente pe arterele principale de circulație din municipiul Târgu Jiu pentru a fluidiza traficul. Poliția Locală a municipiului Târgu Jiu
efectuează în acest moment o acțiune de prevenire, dar și sancționarea conducătorilor auto care încalcă reglementările în vigoare. Ne aflăm, iată, în piața centrală, în zona pieței centrale, o zonă destul de aglomerată. De altfel, aceștia îi atenționează pe conducătorii auto să nu parcheze pe spațiile interzise. Pe această cale facem un apel conducătorilor auto să evite parcarea vehiculelor pe trotuare, spații verzi, locuri de așteptare pe scoaruri, pe marcajele, pe locurile persoanelor cu dizabilități marcate și semnalizate corespunzător, spații de joacă pentru copii sau parcuri. Și polițiștii rutieri vor fi prezenți la datorie în aceste zile pe drumurile din județul Gorj, astfel că șoferii sunt sfătuiți să nu apese prea tare pedala de accelerație, în caz contrar fiind amendați. Orice membru PSD își poate anunța candidatura la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Aceasta este declarația făcută de către președintele executiv al PSD Gorj, Mihai Weber, după ce viceprimarul Adrian Tudor și-a anunțat candidatura chiar într-o emisiune la Gorj TV. Viceprimarul Adrian Tudor a anunțat că va candida la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu la finalul emisiunii În numele adevărului. Dacă n-am vorbit de politică, totuși vă răspund, da, candidez. Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj, a declarat că sondajele care se vor face în interiorul PSD îi vor desemna pe cei cu reale șanse pentru a candida la funcția de primar. Acesta își dorește cât mai mulți pretendenți din PSD la scaunul de edil. Poate oricine să-și asigure candidatura, dar am spus-o foarte clar, subiectul ăsta văd că nu se mai oprește niciodată. Vom face un sondaj și în urma sondajului respectiv ne vom concentra pe acele persoane care au cele mai mari șanse să ocupe primăria Târgu Jiului și aici discutăm despre o persoană, două, trei, care vor ieși în baza unor măsurători. Până atunci nu putem decât să încurajăm pe cei care doresc și sigur că vom avea discuții cu toți doritorii pentru că vrem să includem cât mai multe persoane, mai mult de 6, 7, 8 persoane pe acel sondaj pentru a vedea exact care este dorința electoratului. Degeaba îmi doresc eu un lucru pentru că e posibil ca electoratul să nu fie de acord cu dorința mea personală. Și atunci e normal să ținem cont de ceea ce... Deputatul Mihai Weber mai spune că nu a avut o discuție cu Adrian Tudor pe tema acestui subiect. Nu știu, n-am discutat cu domnia sa despre acest aspect, dar e bine că ești încrezător. Fiecare posibil candidat e bine să plece la drum cu energie și să fie determinat să facă acest lucru, dar încă o dată vă spun că nu vom trage o concluzie decât după ce vom avea anumite date și pe datele respective ne vom concentra pe o persoană, două, trei, care se vor situa cu cele mai mari șanse să candideze și să ocupe funcția de primar al Târgu Jiului. Alături de acesta și-au arătat intenția de a mai candida la funcția de primar Mihai Prunariu, directorul Direcției Tineret și Sport, Gabriel Georgi, directorul de la Miniprest, Luis Popa, directorul Serviciului de Salubritate din Consiliul Județean și Aurel Popescu, actualul viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a reacționat după ce unii socialdemocrați au încercat să-l discrediteze pe Facebook. Ce răspuns le-a dat edilul șef, aflați imediat. Cea mai aglomerată perioadă din acest an, la starea civilă, 40 de cupluri și-au anunțat prezența la sala de căsătorii de la primăria Târgu Jiu. În primul weekend de după postul adormirii Maicii Domnului, la fiecare 10 minute, un cuplu va spune un da hotărât în fața ofițerului de stare civilă. Zeci de tineri își vor uni destinele în acest weekend la Târgu Jiu. Cum postul adormirii Maicii Domnului tocmai s-a încheiat, 40 de perechi se vor căsători. Mai mult, de la începutul anului, sute de cupluri și-au unit destinele. În schimb, au fost înregistrate doar 6 divorțuri pe cale administrativă. De la începutul anului și până în acest moment au fost oficiate 338 de căsătorii. Pe cale administrativă au fost înregistrate 6 divorțuri la Direcția de Evidență a Persoanelor de pe raza municipiului Târgu Jiu. Taxa pentru divorț este de 500 de lei, iar pentru căsătorii în timpul săptămânii este gratis, iar în sâmbătă și duminica taxa este de 200 de lei. Dacă persoanele doresc să se căsătorească la poarta sărutului din parcul
central din municipiu, taxa este de 500 de lei. Cei care au ales să se căsătorească în weekend au achitat o taxă de 200 de lei, iar cei care au dorit să-și unească destinele la poarta Sărutului au plătit 500 de lei. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a reacționat după ce mai mulți PSD-iști de seamă au încercat să-l discrediteze pe Facebook. Acesta a declarat că ceea ce s-a întâmplat este de-a dreptul jenant. În presă au apărut săptămâna trecută o serie de mesaje trimise de către mai mulți PSD-iști de seamă pe un grup de comunicare din interiorul partidului cu privire la o campanie de discreditare a edilului șef prin distribuirea pe Facebook a unei postări a lui Viorel Caragea, fostul șef al poliției Gorj. Primarul Marcel Romanescu a reacționat și a spus că este de-a dreptul jenant ceea ce s-a întâmplat. Jenant. Adică, din punctul meu de vedere, măcar să aibă puterea să-și asume mesajele, nu să transmite mesajele altora. Dacă aș fi într-o astfel de formațiune, m-ar interesa în primul rând să am un punct de vedere al meu ca formațiune. Văd că au început să-și asume mesajele celorlalți, nu mesajele lor ca și membrii ai Partidului Social Democrat. Discuția între PSD-iști a început de la un mesaj al consilierului local Mihai Gherghe, directorul ADIA Gorj, care le solicita colegilor săi de partid să distribuie masiv o postare de pe Facebook a lui Viorel Caragea, fostul șef al poliției Gorj, care fotografiase mașina de serviciu a primarului Romanescu lângă blocul în care locuiește. Fostul șef al polițiștilor susținea că edilul șef a mers la restaurant cu mașina de serviciu. Bună dimineața, dragii mei! Vă rog să distribuiți în masă acest material. Rugămintea vine și din partea domnului Aurel Popescu. Mulțumim! Le-a transmis Mihai Gherghe colegilor săi. Mai mulți socialdemocrați nu au fost de acord, printre aceștia fiind primarul de la Peștișan, Cosmin Popescu, sau vicepreședintele PSD, Mihai Prunariu. Senatorul Scarlat Riza a anunțat că din toamnă va reveni în sânul PSD. Acesta a mărturisit că motivul care l-a determinat să părăsească Partidul Alianța Liberalilor și Democraților este acela că nu a fost numit președinte al organizației Gorj. Acesta susține că nu se aștepta la o astfel de lovitură din partea conducerii de la București. Senatorul spune că și-a depus demisia din partid în ultimul moment după ce a aflat că nu va conduce interimar organizația județeană ALDE. Acesta a declarat că decizia de a o aduce pe Norica Nicolae ca președinte interimar l-a făcut să se gândească să plece din formațiunea politică. Iriza mai susține că noul președinte nu va face nimic pentru partid, iar organizația ALDE Gorj se va destrăma. Ce vă spun acum a umplut paharul. Era normal că atunci când l-au schimbat pe Dian Popescu, eu fiind senator ALDE de Gorj, să-mi predea mie funcția de președinte interimar până la alegeri. Drept urmare, mi-am depus demisia în ultima zi și în ultima secundă a sesiunii parlamentare ce a trecut și acum aștept în începutul sesiunii și să văd în ce partea eu. A venit odată o oră jumate. Și deja au trecut 3 luni jumate de când este președinte interimar. Eu zic că în acest ritm organizația ALDE de la Gorj se va destrăma. Măcar eu eram aici, eram de-al Gorjului, lumea mă cunoștea, după părerea mea, poate alții au altă părere, am făcut ceva în Parlament, ținând cont de activitatea complexului energetic Oltenia. Senatorul este hotărât să se întoarcă în PSD de unde a migrat, la ALDE. Am zis să nu lucrez ceva din sesiuni în coaliție și am zis că e mai bine să mă declar senator independent și începând cu sesiunea parlamentară care bate la ușă să iau o decizie. Dar luați în calcul și un alt partid în afară de PSD? Nu, nu mai PSD-ul. Și s-a spus că vă așteaptă cu brațele deschise. Și eu de-abia aștept să vin acasă. Deci în această toamnă? În această toamnă, Iriza, mai mult ca sigur, va fi membru PSD și probabil vicepreședinte. Senatorul Scarlat Iriza și-a anunțat demisia din grupul ALDE în plenul Parlamentului în data de 10 iulie, iar de atunci activează ca parlamentar independent. Senatorul Scarlat Riza este în continuare supărat pe Sorinel Boza, managerul complexului energetic Oltenia. În opinia parlamentarului, Boza și-a asumat tot creditul pentru defrișarea a peste 100 de hectare de pădure în zonele Jils Sud, Tismana și Roșia, în vederea extinderii exploatării miniere.
Iriza este supărat pe managerul complexului energetic Oltenia, Sorinel Boza, care a căutat să-și atragă laudele cu privire la schimbarea legislației, astfel încât compania să poată defrișa peste 100 de hectare de pădure pentru desfășurarea lucrărilor de extracție a cărbunelui. Ce nu mi-a plăcut, săptămâna ce a trecut a ieșit directorul complexului energetic Oltenia, președintele directoratului Boza, și a zis că deja s-au apucat să defrișeze nu știu câte sute de hectare de pământ, de pădure, și m-a supărat că nu a pronunțat măcar numele uneia din cei trei care au făcut și au schimbat codul silvic. Acesta speră ca în continuare să poată susține CEO alături de ceilalți parlamentari gorjeni. Încă acum mai avem încă trei legi cu colegii mei Weber și Cârciumaru și sperăm ca până la sfârșitul anului să mai ajutăm încă o dată sau încă de două ori complexul energetic Oltenia. Sorinel Boza, managerul complexului energetic Oltenia, a anunțat săptămâna trecută că s-a primit aprobarea pentru defrișarea a 120 de hectare de pădure din zonele Jilț, Sud, Tismana și Roșia. Sărbătoare mare la Tismana, mănăstirea îl sărbătorește hramul, iar în localitate va avea loc un pâlci și un festival de muzică populară. Câți pelerini sunt așteptați să vină la lăcașul de cult, vă spunem după pauză. Am revenit la jurnal. O fetiță de 12 ani din comuna Bălești și-a băgat părinții în sperieți. Aceasta a dispărut de acasă de ieri după amiază. Minora și-a anunțat tatăl că se duce la o mătușă care locuia în oraș, dar nu a mai ajuns. Polițiștii încearcă acum să o găsească. Fetița ar fi fost văzută ultima oară ieri după amiaza de fratele său în zona anfiteatrului din zona Victoria din Târgu Jiu. Tatăl disperat a sunat la poliție când mătușa i-a spus că fetița nu a mai ajuns la ea. Polițiștii au fost sesizați de un bărbat de 42 de ani din comuna Bălești cu privire la faptul că fiica sa minoră de 12 ani ar fi plecat de la domiciliu în jurul orelor 11:30 și până în prezent nu a mai revenit. Cei care pot oferi detalii cu privire la identificarea fetei sunt rugați să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Persoanele care pot da informații cu privire la identificarea minorei sunt rugate să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Sute de șoferi au rămas fără permis sau au primit amenzi usturătoare în doar câteva zile. Aceștia au apăsat prea tare pe pedala de accelerație, astfel că au fost sancționați de polițiștii rutieri. Acțiunile au fost organizate de către polițiștii din cadrul serviciului rutier și subunitățile teritoriale de poliție sub denumirea de SPID, ce a avut rolul depistării conducătorilor auto ce nu respectă limita legală de viteză. Peste 600 de vitezomani au fost surprinși în ultimele zile de către aparatele radar ale polițiștilor gorjeni, în timp ce se deplasau cu viteze excesive pe drumurile din Gorj. Oamenii legii au folosit 7 auto speciale dotate cu aparate videoradar și un radar pistol. Activitățile s-au desfășurat sub acțiunea denumită SPID. În ultimele zile, polițiștii rutieri au desfășurat activități specifice în cadrul acțiunii SPID pentru prevenirea nerespectării regimului legal de viteză în rândul șoferilor pe drumurile publice. Ca atare, au fost folosite o medie zilnică de 7 auto speciale dotate cu aparate video radar și cu aparatul radar pistol, fiind constatate peste 600 de sancțiuni contravenționale. Totodată au fost reținute în vederea suspendării citării dreptului de a conduce 134 de permise de conducere. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi lăcaș de cult din țara românească, își va sărbători mâine hramul Adormirea Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați să participe la sfânta slujbă. De asemenea, tot mâine la Tismana va avea loc un festival de muzică populară și o sărbare câmpenească. Cel mai vechi lăcaș de cult din țara românească își va prăznui hramul Adormirea Maicii Domnului pe 15 august. Mii de pelerini din toate colțurile țării sunt așteptați să participe la slujba oficiată de un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul Olteniei. De asemenea, în Tismana se va desfășura și un festival de muzică populară destinat tinerilor interpreți. Este evenimentul cultural și religios de primă mână din
izmanat de pe parcursul unui întreg an calendaristic. Este vorba, în primul rând, de hramul Sfintei Mănăstiri Tizmana, care se celebrează, dacă putem să spunem așa, și în acest an, după secole de existență, după aproape 650 de ani de existență, și de 51 de ani se completează acest eveniment religios cu un festival al cântecului, jocului și portului gorjenesc. Iacăt a ajuns și el în a doua jumătate de secol de existență. La petrecerea câmpenească vor fi prezenți zeci de comercianți. Autoritățile vor fi și ele la datorie și vor lua măsuri pentru a nu exista probleme în trafic sau de ordine publică. În acest an, activitățile culturale încep în data de 14 august, deci de astăzi, cu preselecția și cu repetițiile celor care doresc să concureze în cadrul festivalului, urmate de spectacolul concurs. Acestea vor avea loc în centrul civic al localității. După terminarea spectacolului concurs, va urma o seară folclorică în aer liber cu soliști vocali din județul Gorj, acompaniați de o orchestră condusă de maestru Aurel Blondea. Mâine, începând cu ora 10, va avea loc pe scena din Șarșori, o scenă de asemenea în aer liber, concursul formațiilor de dansuri, spectacolul de premiere a celor care în ziua anterioară au fost apreciați de juriu cu premiul 1 și 2, 3 și mențiuni. Primăria va acorda două premii pentru cele mai frumoase costume populare. În încheiere, ansamblul Doina Gorjului va susține un concert. Ghiozdane și rechizite gratuite pentru școlarii sărmanii din municipiul Târgu Jiu. Peste 100 de elevi cu situație precară vor fi ajutați de autorități să meargă la școală. Aceștia vor primi ghiozdane, caiete, dar și alte rechizite necesare pentru a urma cursurile în bune condiții. Școlarii cu posibilități materiale reduse vor primi și în acest an sprijin de la Primăria Municipiului Târgu Jiu prin Direcția Publică de Protecție Socială. Elevii vor primi rechizite din partea Primăriei Târgu Jiu. Pachetele oferite vor consta în ghiozdane, caiete și alte rechizite necesare la început de an școlar. Perioada de depunere a cererilor se va încheia astăzi. Până în prezent au fost depuse peste 100 de solicitări. Până în acest moment au fost depuse 106 cereri. Asta este ultima zi de depunere a cererilor. Bugetul alocat de municipalitate în acest an pentru acest ajutor este de 15.000 de lei cu TVA. Valoarea unui pachet de rechizite poate ajunge până la 150 de lei, în funcție însă de numărul solicitărilor. Mai multe magazine și supermarketuri din Gorj au fost amendate de inspectorii sanitari veterinari. Amenzile au fost acordate pentru nerespectarea condițiilor de transport sau de vânzare a alimentelor din carne. Valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la suma de 5.000 de lei. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat 6 amenzi în valoare de 5.000 de lei mai multor administratori de unități care comercializau produse din carne, dar și unui conducător auto care transporta produse de origine animală în condiții necorespunzătoare pe raza orașului Bumbești-Jiu. Șoferul s-a ales cu o amendă de peste 700 de lei. În regulă, dacă mă întrebați pe controlul în trafic, n-am găsit decât am aplicat o sancțiune de 720 de lei la un agent economic ce transporta carne de pasăre cu o mașină frigorifică care nu îndeplinea condițiile pe traseul Bumbești-Jiu-Petroșani circula. În rest, nu au fost probleme. Verificăm, monitorizăm târgurile de animale săptămânal. Nu mai vin proprietari cu animale, dar au înțeles că e perioada în care nu se mai comercializează
animale în târguri, în special porci. Tot săptămâna trecută, Direcția Sanitar-Veterinară Gorj a desfășurat controle comune cu echipele Inspectoratului de Poliție în zonele de la granița județului asupra mijloacelor auto de transport, al porcinelor vii și produselor alimentare din carne de porc, privind implementarea cerințelor de combatere a pestei porcine africane. Astăzi, acțiunile de verificare s-au desfășurat în zona Motru. Jurnalul Gorj TV a ajuns la final. Urmează de la ora 21 emisiunea În numele adevărului, la care va fi invitat Liviu Andrei, fost prefect al județului Gorj. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară liniștită. Numai bine!